De tetrama mea menstruală și bine v-am regăsit la un nou episod de Daily Vlog. Astăzi suntem cu Filip. Filmează acolo. Și da. Ce să vă spun? Să intrați pe canalul lui. Aveți în descriere, cred că primul link. Aveți în descriere primul link. Bă, eu de aici. LOL. Asta vreau să vă spun că voi merge cât de curând undeva să filmez un daily vlog altundeva, în alt oraș sau nu știu. Sper să vă abonați la mine. Știu că mulți o să mă întrebați în comentarii la acest videoclip de ce ai numele Radu Cioară. Este pentru că prietenul meu, Antonio, al doilea link din descriere, vă scrie Tonia capătă 7, intrați la el, vă abonați, dați like și tot așa mă. În fine. Și intrați și la Filip. Filip, pe fun. Filip. Come on. Îl vedeți? Filip. Oh, come on. Asta este Filip. Intrați pe canalul lui, vă abonați, dați like. Și da, are un videoclip. Dacă vă ajutorul vostru, are cred că 2 sau 3 abonați, dar cu ajutorul vostru va reuși să ajungă la pragul de 40 de abonați, ca noi. Și cei care se uită la acest videoclip, neapărat trebuie să apeste butonul de like, pentru că eu muncesc extrem de mult pentru grafică și tot felul de chestii. Da, și nu știu ce să mai zic. Uitați-vă la trandafirii ăștia. Ești bun? Trandafiri. Wow. Lol, șmecher, nu? Trandafiri, ești. Șmecher. Ah, come on. M-am îngățat de aia. Și... da, suntem undeva în natură, dacă vă întrebați. Lol. Ah, mi-o doare mina de la cât filmez. Ah, come on. Ce faceți? Hai să aici de o grămadă de timp. Uitați deci, telefonul lui Filip, iPhone. Mai citim și Harry Potter, stuff like this. Nu, azi, nu citim Harry Potter, crede-mă. Credeți-mă, eu nu citesc. Lasă-mă în pace. Eu zic că ajunge pentru primul nostru, adică nu-i primul, pe chiar al patrulea sau al treilea vlog. Nu știu cum se vede, trebuie să mă uit pe filmare. Eu am fost Radu și ne revedem data viitoare. Pa, pa!